Mihail Sadoveanu s-a născut pe data de 5 noiembrie 1880 la Pașcani. El a fost un scriitor, povestitor, novelist și om politic. Acesta aparține curentelor literare realist și poporanist și a fost adept al umanismului și naționalismului. Copilăria sa s-a împletit cu natura și viața tradițională ce se confrunta cu cea modernă. Aceste teme aveau să fie abordate mai târziu în operele sale. Mihail Sadoveanu, fiul lui Alexandru Sadoveanu și a Profirii Vâsache, face școala primară la Pașcani, unde îl întâlnește pe domnul profesor Busuioc, cel care l-a inspirat să scrie colecția de povești Domnul Trandafir, față de care avea o mare admirație. În anul 1900, scriitorul pleacă la București cu intenția de a studia dreptul, dar renunță în scurt timp, dedicându-se în totalitate literaturii. Un pas important al carierei sale a fost contribuția cu lucrări la revista tradițională Semănătorul, condusă la acea vreme de istoricul și criticul Nicolae Iorga. Sadoveanu s-a căsătorit cu Ecaterina Bâlu și a avut o familie numeroasă de 11 copii. În operele sale, Mihail Sadoveanu abordează teme precum viața tradițională ce se afla în contradicție cu cea modernă, surprinsă în romanul polițist Baltagul. În acesta, personajul principal, Victoria Lipan, pleacă în căutarea soțului ei, Nechifor Lipan, care întârzia să ajungă acasă din transhumanță. Ea îl ia și pe băiatul ei, Gheorghiță, pentru care călătoria va reprezenta trecerea de la copilărie la maturitate. Ei îl găsesc pe Nichifor mort într-o râpă cu un semn de baltag la spatele capului, armă cu care fusese omorât. Victoria organizează praznicul creștinesc la care invită și pe cei doi suspecți, Calistrat Bogza și Ilie Cuțui. Și pe când erau apus, unul s-a dus în față să vadă dacă nu vede nimeni, celălalt a venit din spate și l-a omorât pe Nichifor Baltagul. Și vrei zici pe mine? Că am omorât pe Lipan? Gheorghiță! Baltagul! Gheorghiță îl răpune pe ucigașul tatălui său cu aceeași armă cu care tatăl său a fost ucis. O altă operă remarcabilă a scriitorului este Dumbrava Minunată, în care se surprinde relația dintre copil și universul magic al naturii, plin de spiriduși și zâne. Se remarcă judecata fantastică dintre forțele răului, adică mama e vitregă, și forțele binelui, adevărații proprietari ai Dumbravei, bunicii, zânele și Lizuca. Iese învingător binele, așadar, fetița rămâne în grija bunicilor, unde va trăi fericită și departe de griji. Dacă am izbutit să dau ceva valabil neamului meu, apoi toate laudele pe care le primesc cu recunoștință vreau să le întorc
umilițelor și ofensațelor vieții, acelor la care s-au petrecut ca frunzele și florile anotimpurilor și care totuși mi-au transmis depozitul sufletului lor, ca să-l pun în fața lumii nouă, mărturie pentru nedreptatea imensă pe care o suferit și pentru crima săvârșită asupra lor de către asupritori. Încredințarea mea că acestui popor este cuvintate laudele dumneavoastră este desăvârșită și absolută. Eu nu sunt decât instrumentul durerii lor. Dacă am astăzi o bucurie, nu am pentru laudele ce aduceți foilor pe care le-am înnegrit. Am bucuria că exprimând sufletul acestui popor, am putut ajunge la ceasul dezrobirii lui.